cuvântul domnului ex-judecător și președinte a Curții Constituționale, doctor în drept conferențarul Victor Pușcaș, pentru a vă aduce la cunoștință deci procedura de selectare și cele ce găsește dumnealui de cuviință cu referire la acest proiect. Salute! Salute, dar mulțumesc dumneavoastră că totul ați spus, cred că procedura de selectare dumneavoastră să o comunicați mai detailat pentru că sunteți președintele asociației, inițiativă părțirii. Eu aș vrea să atrag atenție la câteva momente. Privind situația reală, iată domnul Corj a vorbit despre trei acte ale Curții Constituționale. Trei inițiative care deja sunt adoptate. Sunt adoptate către Curtea Constituțională. Iată că așa greșeli, dumneavoastră ne demonstrează și sunt de acord cu greșeli enorme. N-ar fi fost mai bine pentru societatea civilă ca să cunoască aceste greșeli până la examinarea de către Curtea Constituțională. N-ar fi fost mai bine și pentru Curtea Constituțională ca să vadă opinia publică a experților naționali în problemele date. Adică, a priori, până la examinare, cred că asta ar fi cel mai convingător și eu pot să duc o sumedenie de alte exemple că ar fi bine până la examinare ca să fie cunoscut atât aspectul ce ține de tehnica legislativă, normativă, cât și de esența activităților sau actelor contestate la curte. Și iată, domnul Coja a vorbit despre deschiderea căilor de atac la Curtea Constituțională de către toate instanțele judecătorești. Până acum încă nu este înțeles în Republica Moldova ce fel de hotărâri a adoptat Curtea și dacă era supusă unui aviz a priori, ar fi fost scoasă suprafață un șir de probleme care trebuie să fie rezolvate înainte ca acest mecanism să fie pornit. Ce am eu în vedere? Se vorbește că cetățenii au acces direct la Curtea Constituțională. Cât n-ar fi de straniu, dar chiar și președintele Curții pe data de 14 aprilie, iată ce la întâlnire cu domnul Timofte, care președintele Republicii Moldova a fost la Curtea Constituțională, și el comunică, citeți, cea mai importantă realizare este hotărârea privind oferirea accesului direct la Curtea Constituțională. Astfel de hotărâri ne ajută să ne apropiem de modelul european de funcționare, a declarat președintele Curții Constituționale. Nu înțeles, cetățenii au totuși acces direct la Curtea Constituțională, sau nu? Cred că domnul Pavlovski o să vorbească despre ce înseamnă accesul direct, cred că, da? Recursul constituțional, acțiul popularis, dar aceasta este cu totul altceva, excepție din constituționalitate. Nu se adresează direct cetățean la Curtea Constituțională, dar ca și mai înainte, începând din 1996 și până în prezent, ridică problema în instanța de judecată. Și instanța de judecată se adresează la Curtea Constituțională. Așa că prea puțin s-a schimbat în acest aspect. Dar dacă ar fi fost un aviz provizoriu, până la examinarea, adică asupra sesizării, s-ar fi comunicat societății ca judecătoriile, instanțele de judecată, să se adreseze la Curtea Constituțională în afara Curții Supreme de Justiție, era necesar de a modifica articolul 136 din Constituție, litera G, care permite numai Curții Supreme de Justiție să ridice excepția de neconstituționalitate. Astfel s-a limitat activitatea aceste instituții. Într-al doilea rând, trebuie să fie în mod obligatoriu modificate codurile de procedură civilă, codurile de procedură penală, legea privire la Curtea Constituțională, legea privire la
codul jurisdicțional. Adică un șir de acte normative, mai întâi de toate, trebuie să fie modificate ca acest mecanism să lucreze. Chiar curtea și singură, cine dorește ca să convingă, în partea rezolutivă, un punct că de însărcinare Parlamentului ca să modifice legislația, dar până la modificare se pot adresa instanțele nu la Curtea Supremă, nu prin Curtea Supremă, dar la Curtea